Salutare tuturor, eu sunt Iulus Paul și bine ați revenit la seria de tutoriale de prelucrare a fotografiilor de nuntă în Adobe Lightroom. În episodul precedent, video pe care îl găsiți în descriere, am discutat despre modul în care se creează un catalog, cum se face importul, cum se creează preview-urile și desigur cum se grupează fotografiile pe colecție. În videoul de față cel la care vă uitați tocmai acum, o să discutăm de modul în care facem selecția fotografiilor, cum punem label, acele taguri colorate și cum facem ratingul sau cum punem ratingul steluțe în funcție de anumite criterii. Toată partea asta cu selecția fotografiilor este foarte discutată între fotografii de nuntă pentru că există două tabere care folosesc două sisteme diferite. O să vi le explic pe amândouă. Prima tabără sunt fotografii care merg pe metoda pe care o să o vedeți și în acest video, metodă pe care și eu o folosesc, adică de a importa toate fotografiile în Adobe Lightroom și a face selecția acolo și a doua tabără sunt fotografii care preferă să selecteze imaginile înainte în Photo Mechanic, după care să creeze un catalog și să le importe în Lightroom. Bineînțeles, ambele metode sunt bune pentru că au avantaje și dezavantaje, dar trebuie să cântăriți voi care variantă vă convine și vi se potrivește mai bine. Foarte pe scurt, care este diferența între cele două? În moment în care tu dorești să importi toate fotografiile în Lightroom, adică mergi pe metoda mea, pe care o folosesc și eu, Import toate fotografiile, să zicem 7.000-10.000 de imagini de la o nuntă, și trebuie să creezi preview-uri. Acele preview-uri durează destul de mult până se creează. Dacă nu le creezi și încerci să faci selecția fără să ai preview-urile create, adică mergi pe un preview minimal, da? dacă vezi mai multe detalii despre preview-uri, link din descriere da? cu video precedent, dacă vrei să faci selecția doar pe preview-uri minimal, o să observ că Lightroom va merge din ce în ce mai greu, depinde cum avansezi tu în lucru și cât de repede. De dai next, next, next la fiecare imagine. Asta din cauza că, dacă preview nu sunt create, Lightroom le va crea pe loc și atunci va îngreuna foarte mult acest proces, mai ales dacă nu ai un computer foarte performant. Avantajul foarte mare la această metodă este faptul că ai toate fotografiile în Lightroom. Faci o selecție, bineînțeles după ce faci priviurile, faci o selecție, iar dacă dorești să revii la toate fotografiile, dintr-un singur click le vezi pe toate, alegi altele, le adaugi suplimentar la selecția ta, după care printr-un alt click vezi doar cele selectate. A doua metodă, care este mai rapidă din punctul ăsta de vedere un Lightroom ăsta destul de prost, este Photo adică este un soft separat de organizare a în calculator. Practic, tu deschizi cu Photo Mechanic folderul tău de 10.000 de imagini de la o nuntă, selectezi foarte foarte repede, preview se generează super repede, merge totul foarte rapid poți să dai next, 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 de câte ori vrei tu, nu se blochează, merge foarte bine selectezi fotografiile pe care le dorești, după care le copiezi să zicem, într-un alt folder, iar din folderul respectiv le vei importa în Lightroom. Dezavantajul acestui sistem, deși este foarte rapid e faptul că tu vei lucra în Lightroom doar cu fotografiile selectate iar dacă îți dorești să vezi ce alte imagine ai mai făcut, că poate nu te satisfac pe care tu le ai selectat deja, trebuie să intri din nou un fotomechanic, să te uiți ce ai selectat, să mai adaugi câteva, să le pui din nou în folder, să le reimportezi în Lightroom și asta un pic îngreunează procesul. Deci, varianta 1 faci preview-uri, aștepți mai mult timp dar după aia le ai toate în Lightroom sau varianta a doua, lucruri în fotomechanic dar dacă ai nevoie, încerci să intri din nou, să vezi unde mai găsești alte imagini care să-ți placă bineînțeles, sunt fotograf care îmbină cele două sisteme, adică să presupunem că într-un calup de imagini ai cinci imagini foarte similare la o primă aruncare de privire alegi trei imagini în fotomechanic care îți plac ție cel mai mult le pui într-un folder separat, le importi în Lightroom, ai ajuns în Lightroom Lightroom, iar în Lightroom faci încă o dată selecția pe cele trei imagini și alegi doar una. Practic trebuie să faci de două ori selecția. O selecție din gros, cum ar veni, și după aceea încă o selecție pentru mai puține imagini. Desigur, Există foarte multe păreri, fiecare lucrează în modul lui, eu prefer să le am toate în Adobe Lightroom și sincer să fiu pe mine nu mă deranjează acest lucru. Și vă spun și de ce. În momentul în care merg la nuntă, pe parcursul nunții, eu tot timpul descarc cardurile. Descarc, 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 să le am în calculator, să fie un backup pe un hard, și trag pe două carduri în paralel în aparatul foto, dar vreau să le am pe calculator. În momentul în care ajung acasă, descarc și ultimele imagini pe care le-am făcut la finalul petrecerii, la tor și așa mai departe, le descarc, dau drumul la Lightroom, pornesc, încar toate fotografiile pe care le-am făcut, 5.000, 10, 7.000, 10.000 de imagini, câte ori fi ele, și mă pun să dorm. Și las peste noapte nu contează că durează o oră, 7 ore să facă preview-urile, nu mă interesează, pentru că în timpul ăsta, oricum dorm. Și când mă trezesc, priviurile sunt gata create și mă pot apuca să fac selecția. Bine, dacă te duci, de exemplu, la o ședință foto și trebuie să editezi fotografiile pe loc ca să le livrezi oamenilor 10 imagini, 20 de imagini, s-ar putea ca varianta cu fotomechanic să fie mai bună pentru tine pentru că nu ai timp să aștepți. Dar având în vedere că pe mine nu mă deranjează sincer să fiu să aștept, adică dacă mă duc la o ședință foto, fac fotografiile, până se fac smart preview priviurile. Am o ocazie bună și un motiv bun să beau o cafea, să stau la o poveste, că și așa îmi plac poveștile după cum se observă și atunci toată lumea este mulțumită. Voi alegeți varianta care vă place cel mai mult. Eu vă arăt metoda mea, dacă vi se pare bună, o puteți aplica în continuare. Oricum ar fi dacă preferați să alegeți fotografiile înainte în fotomecanic și după aceea să mai faceți încă o retriere în Adobe Lightroom, acest video este pentru voi și o să vă ajute. Hai să trecem la treabă. În regulă, am revenit la catalogul de Lightroom pe care l-am creat în videoul precedent. Dacă doriți să vedeți cum se creează, cum se importă fotografii și cum se fac colecțiile pe care le vedeți aici în partea stângă, vă rog să accesați linkul din descriere. O să deschid puțin mai tare aici ca să vedem mai bine colecțiile pe care le avem. Ne uităm în partea dreaptă, dar totul este în regulă, așa cum l-am lăsat. Bun. Hai să începem să facem selecția. Să zicem că intrăm pe partea de pregătire a mirilor, și aici avem fotografiile. Da, ele sunt toate puse în ordinea cronologică, pentru că sunt sortate după capture time. E foarte important să fie selectate după capture time, adică după timpul în care au fost fotografiate, ca să nu aveți decalaje sau să fie puse într-o altă ordine să nu mai înțelegeți despre ce este vorba. Pentru că Lightroom-ul va lua automat data și ora la care au fost făcute aceste imagini. Bun, deschidem fiecare imagine în parte, ne uităm peste ea, după cum vedeți se încarcă destul de repede pentru că preview-urile au fost create. Da, vedem fotografiile, da, este un mic delay pentru că asta este specific Lightroom-ului, dar în fotomecanic nu aveți genul ăsta de problemă. Bun, Hai să ne uităm puțin aici în partea de jos, o să observăm că avem filtre, da, și acum este filter off. În momentul în care noi dorim să punem cele care sunt selectate, o să fie cele care sunt flagged, da, sau cele care sunt date cu rating sau cu fără rating, da, o grămadă de variante. Deocamdată este filter off. Și o să luăm fotografiile dintr-o margine și să ne uităm, ne place fotografia, da, apăsăm tasta P, da, și zice flag as pic, da, vedem că apare și pe ecran. Și dacă ne uităm în colțul stânga sus din această ordine a fotografiilor să vedem un mic steguleț care este de fapt un marker cum că fotografia a fost selectată. Mergem mai departe, place imaginea, hai să zicem că asta nu ne place, ne place asta, punem încă o dată litera P și ni s-a pus un steguleț. Mergem mai departe, ne place imaginea, flag, da, selectăm ne uităm la imaginile pe care le avem da? și încercăm să hotărâm pe care o selectăm. Dacă nu venim puțin înapoi, dăm flag as și așa mai departe. O să observați că este un mic delay, asta este din cauza înregistrării ecranului și înregistrării aparatului foto. Nu vă panicați, în general lucrurile merg destul de rapid. Da, mergem mai departe și mai departe și o să selectăm imaginile care ne plac. Da, să zicem, și asta și asta îmi place. Și asta. Bun, putem să ne uităm pe acest calup, adică să nu dăm next next la fiecare poză dacă nu credem că va fi una ok. O selectăm și pe asta. Hai să vedem un detaliu aici. Da, deci fotografiile sunt brut, exact cum au ieșit din camera foto, la care s-a adăugat doar profilul de adopt Standard pe care îl are Lightroom-ul, da, profilul de culoare, bun, am făcut uh, selecția, acum o să merg puțin repede, da, selectăm fotografiile, le avem aici pe mire, avem detaliu, da, așa, și mirele cu buchetul. Bun, hai să zicem că am văzut toată colecția asta, de asta vă spuneam și în videoul precedent că e bine să le puneți pe colecții, ați făcut o selecție într-o colecție cu mai puține imagini, puteți face o pauză, vă apucați de altă colecție mai târziu sau în altă zi. Mergem pe filter, da? avem filter off, acum vedem că avem în total 37 de imagini și una este selectată, adică ultima. Dacă dăm filter și punem flag, adică cele care au fost bifate cu steguleți, Așa. O să vedem că avem 22 de imagini din 37. Adică el ne arată toate imaginile care au fost selectate. Bineînțeles, celelalte nu au dispărut. Dacă vrem să le vedem din nou pe toate, atunci mergem din nou la flagged, dăm filter off, da și le vedem pe toate 37 din această colecție. Bun, hai să punem pe flagged. Un lucru care este foarte important de văzut aici este faptul că filtrul da, ne arată cele care sunt deja selectate, adică uh, filter based on flag status, adică cele pe care noi am pus flagul. Dacă îl scoatem, stegulețul, o să vedem toate imaginile. După care mergem pe următorul steguleț. Dacă îl apăsăm, o să observăm că ne-a selectat 15 imagini din 37, adică cele care sunt fără steguleț. Deci, steagul acesta punctat sunt fotografiile pe care noi nu le-am selectat. Îl debifăm bifăm din nou cele cu flag, ne arată cele pe care am pus noi stegulețul, da? Asta este foarte simplu. Dar hai să ne uităm puțin în zona de library, ieșim puțin din toată treaba asta de aici, da? Vedem toate fotografiile, vedem stegulețele, așa, și bifăm cu steag, vedem fotografiile, scoatem steagul, le vedem pe toate, dăm cele care nu sunt selectate. Și acum le dăm un comand A, le selectăm pe toate și apăsăm tasta X da? Și ele au dispărut. Ce înseamnă taxa X? E că ele au fost date pe rejected, adică au fost date la o parte, scoatem filtru, da? Filtrul cel care arată cele fără niciun fel de steag și observăm două tipuri de stegulețe. Primul steag, cel alb, da? Cele pe care le-am selectat și cel negru cu X, cele pe care le-am dat reject sau reject sau cum vreți voi să denumiți. Și atunci, ca să vedem doar cele rejected, dăm pe ultimul steguleț de aici, și ne le arată doar pe acelea Bineînțeles în momentul în care Noi ne uităm la aceste fotografii Și vedem care ni se pare nouă interesantă Că am o totuși în colecție Pur și simplu apăsăm tasta P da, Și ea dispare de aici Iar în momentul în care ne uităm În cele selectate O să vedem că avem și acea imagine. Sper că este destul de clar până aici, nu mi se pare nimic uh, complicat, avem stegulețele și aici sus, da, eu le folosesc de aici de jos, cum doriți voi, oricare variantă este bună. După care, la final, să zicem, ne uităm la toate imaginele, mai aruncăm încă un ochi, dam da? scos toate stegulețele, le aruncăm încă un ochi, uite, parcă asta cu mireasa de aici îmi place, parcă nu vreau rejected, poate că vreau cu flag, pur și simplu apăs litera P, se schimbă steagul. Da? Așa, ne uităm, vedeți cele care sunt uh, cu opacitatea asta albă peste ele, sunt scoase. Bun, după ce am terminat de făcut toată povestea asta, pur și simplu mă duc la filtru, dăm cele flagged, da, și Lightroom o să-mi arete cele pe care le-am selectat și acum putem începe practic să edităm, adică să mergem în tabul de develop, și noi o să vedem pur și simplu doar fotografiile care au fost fleguite. Bineînțeles și de aici putem să le vedem celelalte, putem să schimbăm steagurile, da, deci nu ne limitează treaba asta doar la library. Bun, până aici lucrurile sunt destul de clare, o să revenim la partea de library. Ne uităm la toate fotografiile pe care le avem și ne gândim noi că poate unele dintre ele le-a meditat într-un fel sau poate le-a meditat în alt fel sau poate aveți voi o altă însemnătate pentru a pune aceste culori pe fotografii. Bun, hai să ne uităm puțin aici la imaginea asta. Este un pic clar-obscură și așa mai departe. Aici avem poze cu mireasa care nu mai este chiar atât de clar-obscură că e o lumină mai puternică în cameră. Da, dacă deschidem imaginea o să vedem că e mult mai luminoasă decât genul acesta de imagine. De fapt noi vrem să grupăm fotografiile și să le punem un anumit label colorat. Pur și simplu alegem prima fotografie ne uităm să fie toate cu lumină clar obscură până aici. Da? Sunt cu clar obscur. După care mai vedem că mai avem cum Le ținem comanda apăsat. Selectăm sau control pentru cei care sunteți pe Windows. Da? Și o să punem un steguleț. Care pe de o parte, Poate fi pus cu tasta 6, asta însemnând roșu, tasta 7 însemnând galben, tasta 8 însemnând verde, tasta 9 însemnând violet și tasta 0, de fapt, revine la setările inițiale pentru partea de rating de care discutăm imediat. Da? Hai să apătăm tasta 6 să vedem ce se întâmplă. Am apăsat șasele, o să observați că avem un chenar roșu pentru toate imaginile. După care, pe următoarele cu mireasa, apăsăm, să zicem, tasta ne-a pus galben. Bun, la ce putem folosi noi aceste label-uri, de ce le-am creat și ce putem face cu ele? În momentul în care noi vrem să edităm seria aceasta de imagini, pentru partea de lumină clar obscură poate avem un anumit preset creat în Lightroom. Pentru partea de iluminare mai puternică poate am creat un alt preset. Și atunci, ca să punem presetul pe imagine, nu trebuie să mergem neapărat pe fiecare în parte să punem preset de fiecare dată, ci pur și simplu putem pune pe prima și să dăm sincron pe toate. Dar o să trească să punem pe prima aici, dăm sincron până aici. După aia punem mal preset, dăm sincron până aici. După aia al preset, dăm sincron. Bine, ce sunt puține imagini și merge repede, dar imaginați-vă când aveți 5000 de imagini că este foarte complicată treaba asta. Și atunci, intrăm aici, selectăm doar cele cu roșu, da? și ni s-au selectat doar cele care sunt din aceeași zonă de lumină cu aceeași cromatică aproximativ. Intrăm pe o imagine, alegem să zicem oricare dintre ele nu contează, o să punem un preset. Da? Bun, acum arată preseturile groaznic pentru că trebuie să-l găsești cel pe care se potrivește cel mai bine. Da, să zicem că punem ăsta, nu contează. Selectăm toate fotografiile, dăm sincron și o să ne pună presetul pe toate. Dar asta discutăm puțin mai încolo. Da, dacă vrem, după ce am editat aceste imagini, să le edităm și cele care au fost cu galben, pur și simplu scoatem steagul roșu, punem steagul galben, selectăm prima imagine, ne ducem în develop, luăm un preset care ne place nouă foarte mult, să zicem ăsta, bine, ne mai dăm un pic de expunere, un pic multă, să zicem așa, o să luăm pipeta, facem balansul de alb, da, și după aceea selectăm toate fotografiile, dăm sincron și ele vor fi pe toate. Bine, din nou, asta o să vă arăt puțin mai încolo. Bun, cam asta facem cu label-urile acestea colorate. Eu o să le scot, pentru că, da, nu am nevoie de ele. Putem să intrăm și aici, de la Set Label, și pur și simplu debifăm sau dăm Known le selectăm și pe celelalte, pe toate, click dreapta, color label și dăm known. Da? Și atunci le-am scos de pe toate imaginile dintr-un singur Click. Bun, de deci ce este important să faceți selecția în Lightroom și să alegeți doar fotografiile bune care urmează să fie prelucrate? Vă spun sincer că nu din totdeauna am lucrat așa. Înainte, pur și simplu, deschideam toate fotografiile, nu făceam, evident, colecții, nu făceam niciun fel de selecție. Intram pe fotografie, începeam în develop, să zicem, da, să ajustez ceea ce îmi place, mergeam mai departe. Nu îmi plăcea poza asta, pur și simplu dădeam delete sau backspace pe Mac și se ștergea. Mergeam la următoarea... Ah, îmi place poza asta, începeam din nou să o editez bine, pe atunci nu știam de treaba cu preseturile după ce am descoperit, preseturile tot la fel stăteam, adică mă uitam la prima poză, îmi place am editat-o, după care următoarea o șterg, următoarea o a, ah, următoarea e bună, da, dacă am șters-o pe cealaltă, selectam prima, selectam a doua, dădeam sync la setările pe care le-am făcut le sincronizam Așa, după care mergeam mai departe. oh, asta nu-mi place, din nou delete. Și vă dați seama că dura extraordinar de mult, adică toți stai, mă uit, îmi place, nu-mi place, hai, dă-i încă o dată, încă o dată, încă o dată. Gândiți-vă că secretul pentru a edita foarte rapid fotografiile în Adobe Lightroom este să dați cât mai puține clicuri. Adică faceți din prima selecția fotografiilor bune pe care vreți să le editați sau cele aproximativ care necesită poate doar mici ajustări. Și în momentul în care le-ați selectat, pur și simplu editați una și dați sincron pe toate, iar la final reveniți pe fiecare doar pentru mici ajustări. Nu mai trebuie să tot dați delete, nu mai trebuie să dați sync de multe ori, dați sync o singură dată la un calup de imagini după partea de cromatică a label-urilor de care v-am spus mai devreme. Următorul pas este pur și simplu să adăugăm rating. Eu nu adaug rating încă de la început. Sunt fotograf care fac asta. Ratingul, după cum puteți vedea, avem mai multe steluțe. 1, 2, 3, 4 și 5. dar o să pun acum câteva să vă arăt cum funcționează. Dacă alegem fotografia asta care îmi place, dar nu îmi place foarte mult, vreau să-i pun rating 1. Putem folosi tastele, da? Tasta 1 adaugă o steluță. Dacă ne uităm aici, în stânga jos a fotografiei, o să observăm o steluță. Mergem mai departe. Uite, asta îmi place mai mult. Pun două steluțe. După care, asta îmi place și mai mult, pun trei steluțe. Următoarea îmi place și mai mult, o să pun cinci steluțe. Revin la fotografia asta să zicem, da, scot zoom de pe ea, că de asta se încarcă greu, pentru că nu am creat preview-uri 1 la 1, ca să le pot vedea pe zoom. La asta pun două steluțe, așa, la asta pun una, da, și așa mai departe. În momentul în care eu dau să le văd doar cele pe care le-am bifat, cu un anumit rating, mă duc aici, în loc de flag, setez rated. Și atunci eu o să văd fotografiile mele în ordine cronologică, da? cu o steluță sau mai mare sau egal cu o steluță. Dacă e mai mare sau egal cu două steluțe, o să-mi arate cele de la două în sus, cele de la trei în sus da? și cele de la 4 în sus. Da? Ok. Bun. Sau poți să setezi cele doar cu o steluță, da, pun înapoi, să nu le toate cele strict cele cu o steluță. Atunci schimb de aici, pun în egal tu, așa, și atunci mi arată strict cele cu ostea, cu două stele, da? Și așa mai departe. Bun, evident, poți să ies de aici, dăm filter off, da, și atunci eu văd toate imaginile, fie că sunt cu rating, fie că sunt fără rating. Dacă vreau să scot ratingul la toate, pur și simplu le selectez pe toate, apăs asta 0 și atunci el o să-mi scoată ratingul de la fiecare și în momentul în care eu dau rating de aici, Pur și simplu, nu o să mai am niciun fel de imagine. Eu folosesc acest sistem de rating la final, în momentul în care mi-aleg imaginile pentru diferite lucruri. Spre exemplu, în cazul meu. Bine, voi puteți folosi cum doriți voi. Eu, de exemplu, pun o singură stea în momentul în care acea imagine este bună de postat pe site-ul meu. Adică, eu când îmi fac o selecție la final de 100-150 de imagini sau pe care o fac în timp ce editez, mai adaug rating. Atunci, cele care sunt cu o steluță merg spre site-ul meu. După aceea, cele care sunt cu două steluță sunt fotografiile care sunt cu mine, da? Eu când merg cu second shooter ne mai facem și fotografii între noi, așa de amuzament, în diferite momente, de making of cum ar veni și le bifez cu două steluțe. De obicei, acele imagini le scot din selecție, pentru că de multe ori poate sunt prea ciudate și nu vreau să le dau mirilor. Da, după care pun cu trei steluțe cele pe care le fac și al negru, pentru că o să vedeți și mai încolo, eu editez toate fotografiile color, după care fac o copie virtuală a lor și le fac și variant al negru, adică să le dau mirilor să aleagă, vrei color? Ia color, vrei al negru? Al negru, ca să nu mai am discuții, că am avut în trecut, unii îmi ziceau, a, păi faine poza aia al negru, dar parcă ar vrea o și colorată, sau îmi dădeau selecție pentru album de la pregătirea miresei, să zicem, îmi dădeau 10 fotografii color și una era al negru, care era ca nu cam perete când o puneai într-un colaj. Și atunci am ales varianta asta să fie și color și al negru. Da, după care sunt cele pe care le pun cu 4 stele, cele pe care urmează să le postez pe Instagram și cele care sunt cu 5 stele sunt cele pe care le duc de obicei spre concursurile de fotografie. Dar evident n-am cum să știu ce fotografii înscriu la concurs în timp ce uh, editez o nuntă, de obicei asta o fac după și îmbifez cu 5 stele, adică revin asupra catalogului pentru că cum vă spuneam, dacă creați catalog pentru fiecare eveniment în parte, Va fi foarte simplu. Bun, cam atât legat de partea de selecție. Sper că v-ați putut face o idee cât de cât în mare despre ce este vorba, cum puteți pune steaguri. Acum, dacă vreți să mergeți pe varianta de fotomecanic, foarte bine știți și cum se pun steagurile, flagged sau rejected sau fără niciun fel de steag, cum puteți pune label colorat, evident vă puteți juca cu ele, eu chiar vă îndemn să le testați, să vedeți la ce se folosește și să vă găsiți cumva un workflow care să vă convină vouă foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, eu sunt Ilus Paul, ne vedem în videoul următor în care continuăm editarea fotografiilor. Vă reamintesc că am și cont de Patreon unde mă puteți susține dacă doriți, link în descriere și nu uitați să dați un subscribe la acest video. Grijă mare de voi, v-am salutat. Pupici!